E roz și e funny și e tânăr și e cu dragoste și e cu pasiune și e cu... M-am super distrat și mi-am și adus foarte tare. Spectaculos, mirobolant, foarte tare, mi-a plăcut mult. Foarte mișto, cred că e cea mai bună producție românească pe care am văzut-o. A revoluționat cumva cinematografia românească, cel puțin asta e părerea mea. Spune-mi cum ți s-a părut. Mi-a plăcut foarte tare, o comedie reușită. A fost foarte drăguț. Mi-a plăcut enorm, l-am așteptat așa cu sufletul la gură. Chiar a fost un film reușit, am râs de foarte, foarte multe ori, a fost foarte amuzant. Ok, am înțeles ideea. Sunteți prietenii lui Andrei și trebuie să spuneți lucruri de bine. Dar parcă cineva v-a pus un script de pe care citiți că toți spuneți același lucru. Hai să fim sinceri, măcar de dragul fanilor. În sine, filmul nu este ceva ce nu s-a mai văzut, dar datorită propagandei de mare film, a avut un succes neașteptat. Un succes atât de mare încât oamenii îl compară la audiență cu Avengers, Aquaman sau Venom. Într-adevăr, am căutat pe internet, m-am documentat și trebuie să știți că filmele Avengers, Aquaman sau Venom nu au avut un impact de 100.000 de persoane în România în primul weekend. Dar ceea ce vă scapă vouă este următorul lucru. Și să vă dau un exemplu. În fotbal, și probabil știți, când o echipă joacă la ea acasă, este de așteptat să aibă mai mulți susținători. Asta indiferent de echipă, că nu toată lumea își permite să stea pe drumuri să susțină echipa în deplasare. În cazul nostru, echipa la ea acasă este filmul O Ramona, ce nu se poate compara din niciun unghi. Ultima dată din ce am citit, Avengers avea un casăr de peste $1 miliard. La propaganda de mare film au luat parte peste jumătate din vedetele României, printre care Ada, Alina Irimia, ăsta nu știu cine e, Beatrice Olaru, cine dracu mai e și ăsta? Familia Măruță, Lino Golden, Liviu Teodorescu, Nicol Șeri, Teo și câți și mai câți. Nu aș putea să vi spun pe toți pentru că mi-ar trebui probabil o săptămână. De la început îl avem pe Andrei, un tocilar, ce nu-și putea găsi prietena. Dar în primele 20 de minute ale filmului, Andrei o face cu 3 femei. Mare futăcios Andrei ăsta. Să nu mai vorbim de Anemona, care era recepționeră la hotel și probabil avea peste 25 de ani, la cum arată, dar o face din prima seară cu un tocilar de 17 ani. Adică, unde este credibilitatea? Care erau șansele? Ce trebuie să știți este că filmul este în engleză. Ei sperând ca filmul să fie un succes și în afară. Nu am nimic cu acest lucru, în afara faptului că avem o poveste românească transpusă în engleză. Poate dacă era în română, era mai amuzant. De asemenea, toți actorii români din film, inclusiv Andrei Ciobanu, sunt dublați în limba engleză. Nu mi-am dat seama de acest lucru decât la cadrul în care a venit Smiley într-o mașină de poliție și mi-am dat seama că de fapt vocea lui Smiley nu s-a potrivit cu gura lui cum a vorbit el, era puțin înainte. Probabil accentul românilor în engleză era prea strident. Dar uite așa vezi mari vedete din România cum sunt dublate în limba engleză, exact ca ultimii terminați. Și dacă tot am adus vorba de engleză, hai să vă pun melodia oficială a filmului. With your eyes like oceanu and ready for Golanu. Adică nu ne romano-englezim noi puțin așa, dacă tot nu ne-am murdărit de engleză la gură pentru că am fost dublați, nu o combinăm noi? La urma urmei pot scoate româna dintr-un film, dar nu pot scoate româna din engleză? Nu am înțeles sigla filmului, adică de ce nu s-a putut păstra aceeași siglă ce o avem pe coperta cărții Sugio Ramona? Din ce știu, acum mult timp, când cartea nu era tipărită, voi ați ales această siglă, pentru că Andrei Ciobanu v-a dat această șansă. Să nu mai spunem de titlu, care mă așteptam să fie tot Sugio Ramona. Adică de la O Ramona la Sugio Ramona este diferență mare. Și de ce O Ramona? Nu înțeleg. O Ramona, ți-ai scăpat tamponul? O Ramona, ai uitat să-ți faci tema? Și apropo de oh ăsta, fiți atenți. Două proaste. Am văzut într-un live cum Andrei Ciobanu își îndrumă fanii să dea notă filmului pe IMDb, în principal dacă le-a plăcut. Adică poate să intre și dacă nu le-a plăcut, dar în principal dacă le-a plăcut, să dea notă mare. Intrând pe IMDb, aflăm că filmul are notă de 6,4, ceea ce nu este o notă mare, dar nu este nicio notă mică. Ceva mai interesant decât nota filmului sunt comentariile de pe IMDb. Hai să vă citesc câteva. If you want to do better things with the cost of the ticket, give the money to the first homeless you will find. You will make something good with your time. The entire movie is a bad joke. Oh God, my eyes. Oh God, my ears. Worst movie in a long, 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 long time. This is the worst Romanian movie I ever seen. Și spune că după 30 de minute îi venea să iasă din sală. Și nu pot să-l învinovățesc, pentru că și mie și colegului meu ne venea să facem același lucru. Acum sunt și părți bune, sunt și părți rele. Eu doar vă arăt mai mult decât propaganda de mare film de care se făcea pe internet.
Căutând pe IMDb, vedem că filmul Transformers The Last Night are notă de 5,2. Asta ce înseamnă? Că filmul O Ramona este mai bun sau se poate compara cu filmul Transformers? Normal că nu. Lumea spune că e mare comedie, că se râde de la început până la final, că e un fel de American Pie. Într-adevăr, sunt câteva cadre amuzante, dar în niciun caz ceva să râzi de la început până la final. Unele glume sunt previzibile, probabil le-ai auzit de cel puțin 100 de ori și sunt vechi de cel puțin 3000 de ani. Sau sunt editate cu fel de fel de animații, gen desene animate, ceva ce alții făceau asta acum 10 ani. Alo, doamna regizor? Anii 2008 s-au terminat, bre! În rest, glumele sunt amuzate doar dacă ai avea 14 ani. De asemenea, în film sunt multe cadre puse de o umplutură, probabil să facă filmul mai lung, cum ar fi un cadru de pe la finalul filmului cu niște babe care ling niște acadele. Ce prost a avut acest cadru, doar voi știți. În viziunea mea, filmul ar fi trebuit să se termine când Anemona s-a despărțit de Andrei, iar Andrei a început să plângă. Dar nu, a trebuit să mai continuăm cu Andrei, dându-i un cot în gură lui Silviu. Filmul ăsta cumva demonstrează că și noi putem să facem filme la nivelul la care se fac filmele afară. Și noi putem face filme la nivelul celor de afară, dar cu actori din afară, cu limbă din afară. Părțile romantice ale filmului arată senzațional. Părțile romantice ale filmului arată senzațional. Care părți romantice? Părțile romantice pe care le cenzurezi? Părțile romantice în care îmi arăți că îți bagi degetele într-un borcan de miere și apoi într-o savarină? O porcărie, cadre băgate de umplutură, am văzut atâtea cadre romantice încât... Îi invit să vină să vadă și să descopere care este până la urmă concluzia acestui film. Concluzia filmului. Care este concluzia filmului? Să nu-ți înșeli prietena pentru că se desparte de tine? Wow! În final trebuie să știți că filmul este un fail total și nu este așa cum v-a fost prezentat de toate vedetele din România. Filmul este o comedie pentru că altceva nu este și sunt de părere că orice persoană pasionată de cinematografie, cu sau fără o diplomă în acest sens, poate face un film asemănător sau poate chiar mai bun. Dar cui îi pasă? Oamenii și-au scos banii, propaganda le-a ieșit, alte comentarii răutăcioase m-a găsit și pe internet. Eu nu sunt aici să te influențez să mergi sau să nu mergi la acest film, ci doar îți prezint realitatea la care te expui. Până data viitoare, înjurați-mă!